Gata, prieten. Am terminat cu rânza. Suntem în familie. Musafirii ori plecat. Am rămas cu aia nemâncată cu Tunița. Ce? Cu aia ori cu aia? Cum cu aia? Cum vorbești cu Tunița? Oaia, oaia, ce-i zis? Oaia, oaia, ce vorbești așa? Păi a fii bine, Cătăline, mai este vreo două bucățele, să mănâncă și mama. Foarte bine, Cutunița. Prieten, am avut ați ca invitat de onoare pe Neonel Pușchiță de la Iablanița. A plecat domnul. Am tăiat pe rânza, prieten, uitați cum ce hal arată rânza. Uite cum arată sărăcuța rânză. E făcută varză. Varză. Curcanul, nu mai am cuvinte. Fără piept, fără gușă. Păi, așa ce vrei să faci? Rămas. Tu vrei ca să-l ținem așa de modă? Trebuie să-l mâncăm. Da. De-aia am muncit de azi dimineață în continuare. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem bine, că ne-a ferit de rele, de boli de vine plin, nu l-a băut nimeni, prieten. Da, vine Jean, nu-ți fă-ți griji, că apare Jean acum. Dar ce tu ziceți Jean, zice lumea că bea Jean, nu știu ce derupe. Păi nu, serios, asta tu nu am auzit. Păi zici că ți-ai prin, pui de-l așa. Păi crezi că bea Jean, bea și-l două, trei pare de... De asta de vin. Ai văzut aseară ce cântări mi-a băgat la sarmale? I-a și sarmalele gustoase. Arată pălinca de la Neonel ce am primit azi, ne-au adus pălincă la toți prieteni, cred că am împărțit 10 litri de pălincă. Mai mult. La toți câte și 2 litri jumate. Și lui Gianu i-a lăsat. Să... La Gianu, lui cunatul meu, lui Nasie, lui Alin, mie. Ia să vedem ce culoare are pălinca lui Neonel. Ce mai bună, am băut și eu un părel. Ai văzut, doctorie, cum zicea patroana. Da. Uite, ce culoare. Galbenă. Prună originală. Da, miroasa prună, da, are dreptate. Prună, prună. Eu mi-am umplut sticluțele, uitați da, acolo. Da, și-am umplut toate sticluțele. Nu mai știu pe unde toate... să mai pun. De aia galbenă, e mișto, alu Naionel. Uite, că prietenii, că vorbim și mie. Ia, ce a cu și ea, nu, pălincă. Ce scrie pe ea? Vezi că scrie, așa scrie pe toate, am văzut. Nu, nu, nu. Uite, miere, ăsta e că te mânjești tot, că pusul mai pus să. Și vezi și iaduși pălinca și lui Jianu. Leutule, s-o bate Jianu. Masă, iaduși lui Jianu. A, lui Nasie, e mașină. Las-o acolo în mașină. Vezi, poate o ia careva. Cine s-o ia? Avem camere peste tot. Alt soi aici, cu ăsta mă voi lupta eu, prietene, acum, cu rânza și cu jambonul ăsta. Hai, noroc, prieten, Doamne ajută, uitați ce vin curat, să vede roșia, nu? Să vede... prin el. Mamă, ce merge vinul. Hai, stați la masă. Ce stați acolo pitulate? Da, hai, Daniela, vină cu apă. Hai, Denisa. Uite, fetele vreau să plec, să pleacă acasă. Uite, am zis să mai stă și mai eu. Stați, că uite, nu s-a întunecat. Ce-i dat eu, Denisa? Ce-i dai? Ce faci cu Tunița? Te-ai uitat la curcalantă? Nu se uită, uită eu. Ia de crezi că eu pot să mănânc pe asta? Mănâncă, ronțești tu la uite ea. Că se uită taică tu aici, Dodo din Germania. Uite, Dodo, vezi că i-am dat aripioară. Uite, Dodo, ce se limpe Denisa cu aripa mare de curcan. Deci, frate meu, prieten, este Dodo. Se uită din Germania la noi. E la muncă. Ia dă-mi cu cipul ăsta. Hai zis că-mi trimite și mie o mașină de acolo. O da bunul Dumnezeu să-ți trimită și el un jipan. Așa mi-a zis, că bucătare, tu ca bucătar mare, îți trebuia un jipan. Da. Dar trebuie să dai și ceva bani mulți, dacă ești mare și... A, păi uite, mi-l face și frate meu cadou. Așa da! Tare și tare! Așa da, dacă îți face cadou. Nu că îmi face, dar mi le-a la preț bun, a zis de acolo, un jipan. Uite, umbrășul săracul, cum să-ți-l dă cadou. Trebuie să-i dai ceva bani. Normal, da. Stați jos. Eu stau aici ca să tai din curcan. A, ca să tai mai mult. Uite, ușa. Și tu ai rămas și acum cu mărțișorul. Hai, poftă, Cotonița. Cotonița cu mărțișorul, cu cadouri. Păi ce? Păi nu îl dau jos toată luna asta. Îl țin toată luna la mine. Mai ai două zile cu până și-l dai jos. Nu, eu îl țin. Mai ales că e cadou de la bucătar. Ziua bărbații când e? Nu știu. Ce facem, Leo, că nu ne-am făcut niciun cadou la... Nu i-am făcut niciun cadou. Trebuie să ne ocupăm. Omul așteaptă de un an de zile și ziua aia cu cadou. Păi vedeți? Las că i-am făcut eu un cadou.
Nu trebuie să pe mine. Vin să mănânc aia, că mi-e dulcea de pioară. Da? Nu te speria că e doamnă. Bună seara, bună seara, doamnă. Bine ați venit, doamnă. Hai, poftiți. Mă, dacă nu m-a spus, unde ne-a cumpărat? Da, hai că nu-l pune dumneavoastră, hai desfăcut. Ai pus pe vlog lemne de la doamna Mădălina, cât vezi că azi? A, cu lemnele? Da, și arătai și nu-l pornesc, să faci bune, de ce totuși tu mai multe? Pentru că a fost de ajuns, am făcut râd, da. Ai văzut ce? Da, uscate, da. Da, de un an au făcut lemnelele, acum în martie de când am luat. Să fac un pic de ordine pe aici, Cătăline. Unde-i parul meu să-mi pui și o vin? Mă leu, mi-i par. Hai, doc. Când ai văzut că beau și o vin de ăsta de-al bun, eu îmi pun nesti. Stați așa, prieteni, să vedeți că i-am cumpărat vin de femei pentru cutunița. Da, ăsta e pentru mine. Am băut și eu cu o prietenă, că a fost pe la mine doamna Mădălina. Dar o să mai beau, acum am văzut că e bun. Asta e dulce. Hai, doc. Hai și tu, cătare. Hai să ciocnim și noi, că așa e bine. Hai noroc, Doamne ajută la toată lumea. La toată lumea, să le ajută Dumnezeu să fie sănătoși toți care ne urmăresc. Trebuie știți să când seara asta se iartă blestemele și alea? Da. Deci la noi este o lege, prieten. Da. La țigani este o lege, la da. Rom. Trebuie să iertăm în seara asta. Adică, mă rog, așa se zice, că trebuie să ierți. Orică ai blestemat, orică nu ai blestemat, ori ai avut un gând de rău ceva pentru altcineva. Da. Stai să spun ceva, am iertat-o și pe baba aia care tot ne suna. Foarte bine, hai! Bravo, Leuțu! Am iertat-o! Hai, noroc, Leuțu cu suc! Hai să iertăm pe toată lumea, pe toată Doamne lumea. Ajută să hai să nu mai lungim vorba, iertăm și pe dușmanii noștri și pe toți! Hai. Deci pe toată lumea care suntem oameni care trăim pe pământul ăsta, așa este legea la noi la Rom, trebuie să iertăm în seara asta. E seara iertărilor, prieteni. Da, așa e la noi de lăsarea postului, în seara asta când se taie rânza, trebuie să iertăm pe toată lumea, să dăm deoparte toate relele, toate vorbele urâte. La ce mă cu ea? Toate blestemele să se ducă în petre și în vânturi și peste tot. Noi așa iertăm, prieteni, toate blestemele și, mă rog, și asta, știi cum e? La noi este o lege. La Rom trebuie să iertăm. Da, așa e, așa e. Că ne-ai dreptate, așa e la noi, tradiția. Să mai strâng și eu să fac curățenie pe aici, aleu, să aduc o... Tati, ți-ai pus Adidas și pe mașina ta, l-a așa? Uscat, zăpada era pe ele de 3 deșete. Nu, serios. Da. Le-ai băgat în mașină, nu trebuie, la un learcă. Le-ai băgat? De ce Mizeu că le-ai băgat? Neonele... Mașină, de când a plecat Neonel, mama eu n-am mai ieșit afară. Neonele, am început și eu să... Și tu mai dat de acolo acum în față la toată lumea, că am zis și eu că mi-am pus să zic așa. Da, dar de ce te lauzi? Că ce fac eu, te lauzi tu? Am zis, el a făcut. Doamne ajută la toată lumea să fie iertată de blesteme, să fim sănătoși și Doamne ajută. Uite Doamne. Cum am făcut șervețelele. Uite. Nu, dar de ce-ți bă joc de lume? Cum? Păi am văzut asta pe internet, așa. Hai, vă, lasă-mă. Uite așa, întorci și uite. Vezi? Uite, Denisa nici l-a mâncat aripioară. I-am rupt asta să mănâncă și ea și noapte. Denisa. Nu aruncă ceapa. Păi cum să o arunc? O scos și ulei aici, că ai băgat tu vin aici. Alina a pus prea mult vin. Și de aia eu o scot de aici. Știți cum e la noi tradiția când tai o rânză, mai ales când e sărbători de astea, trebuie să pui vin. Și Alina tăia și rânza la el tot la fel. Uitați sărmănuțe, vreau să facem cât mai multe. Cât mai multe, ziceai, fă-i cât mai multe, că avem mulți invitați. Și uite cum vinurile.
și câte ce poftă de sarmale. A doua, a treia zi după ce da. Nu mai sunt, nu da. Mai sunt câteva. Da, lasă-mă, Leo, de multe ori tu nu mănânci nimic. Cum am mâncat salată bro, am mâncat sarmale, am mâncat salată bro. Dar nu am mâncat rânzaia cu tună, nu te duci cu ea bucățile astea de rânză, dă-mi-le mie. Cum? Iar. Dar cum le-ai văzut? Păi cum să rânci bunătate de rânză? Am mâncat o salată bro atât de bună, la nașa încă. Mi-a pus era bună. Da, cu mazăre, ia vei să zici acum că nașa ta face mai bună. Păi cu mazăre, cu așa, cu gălbenuș pe ea, cu ou de gălbenuș. Cu ou de gălbenuș, cu gălbenușul din nou. O sun pe nașa ta să-i spun că ți-a plăcut mâncarea mai mult la ea. Păi nu știi că nașa ta gătește tot timpul mâncarea bună? Da. Leu, ea are mai mult. A făcut o pâine gigantă astăzi. Mare? Da. Îmi face ea, da. Eu nu fac de aia pâine, că nu, să usucă și nu mâncăm. Așa fac de ăștia pâinici mai. A scos-o din cuptor atât. Păi da, are și cuptorul ăla mare. Nu mă, că pâine, ce, ce bun e vinul ăsta. Bună e vinul George Liu. Ăla e dulce, vezi? Da. Am știut, eu v-am cumpărat și vouă. Am băut și eu un pic aici, cu cumnată mea, jumătate părere. Am mai băut și cu doamna jumătate, acum mai jumătate, se strânge. Ai făcut un par și jumătate. Am făcut și un părere jumătate. Lasă cu durința, Doamne ajută să fim sănătoși. Păi și eu că de astăzi, de azi dimineață muncesc. Merit și eu să beau și eu acum. Da. Ai văzut dimineața, ne-am trezit, fă-i focul, fă-i aia, fă-i moaie pâinea aia. Nu mai treabă, faci. Exact ca ăla pe TikTok. Nu mai treabă, nu treabă fac. Nu, n-ai pe ăla, cum îi zice l-o? De laborator, tu nu vezi cu ce spune el. Analiză și... Da. Unde fac aia, știi, chestii noi, unde sare așa. Țoiul, prietenul, vedeți? Leuțu, l-a primit și el de la soacră și de-aia bucuros, bea din țară. A, păi stați că vine Ian cu Jianu și mai l-avem pe ăsta, prieten. De la ala Cristi, Da, Cristi, l-am sunat, de ce n-a venit și Cristi? Păi, am găsat că a plecat la mine doar acum, nu a putut să ajungă la mine. Ia stai. Ai trecut tot. Dar ce, afară ninge? Afară da. Ninge, ninge. Îl sun pe Jianu, pe cine sunt? Da, pe Jianu, să văd dacă mai e. Hai afară să vezi cum ninge. Hai mai, arătăm cum e în pară. Ia, du-te, camera. Scuzați-mă, prietenă, v-am luat așa pe sus. Repede, așa. Nici nu se vede. Acum nu mai ninge, ba da. Nu aveți cum, prieteni, să vedeți. Bună seara! Ce faceți? Sunam pe Jeanu, dar nu răspunde. Ăsta are de gând să nu vină la lui, de lăsarea postului. Vine Jeanu și la 12 noaptea. În 4 clape. Când mai vine, dar nu vine. Bă, dar ce aveți voi cu el? A văzut ce ne-a cântat aseară la... Păi vezi, de ce n-a venit să formație. Mănâncă cânțele? Dar nu, serios, n-aveți formație fără Ian cu Jeanu, vedeți? N-avem, da. Ce facem? Acum e la băută. Nu răspunde. Prieten, ce să vă zic altceva? Vă doresc noapte bună, Doamne ajută la toată lumea. Revenim mâine, prieteni, în forță cu Ian cu Jeanu, să aflăm unde e Ian cu Jeanu, cu Dunința. Să nu uitați să dați un like, să apăsați pe acel buton de like, o să-i că a spus de două ori, și să vă abonați la acest canal. Da, Leuțule, așa vom face. Doamne ajută la Doamne toată lumea. Doamne ajută, multă sănătate, prieteni, vă mulțumim că ne urmăriți și sunteți alături de noi pe fiecare zi, la fiecare vlog. Mulțumim cu Dunița, Doamne ajută!